avem prin grijă Consiliului Județean un aparat nou, real-time PCR, care poate lucra COVID-19, ceea ce se cere acum în cadrul pandemiei. Este un analizor complet automat. Proba intră întâi la fota cu flux laminar de biosiguranță nivel 2, specifică pentru acest tip de prelucrare. Este o fotă prevăzută în interior cu filtru de ultraviolete. Între timp, altcineva pregătește reactivii, tot în condiții sterile, sub o altă fotă simplă cu ultraviolete. Apoi proba și reactivul, amestecul de reactiv, gata preparat, se introduc în locașuri separate în același timp în aparat și din acel moment aparatul lucrează singur, este complet automat, la final dă o curbă care trebuie validată și interpretată de medic. Principiul de lucru este extracția și identificarea acidului nucleic viral, ceea ce conferă o certitudine maximă a diagnosticului. Am reușit să achiziționăm un aparat, un PCR real-time pentru Spitalul Județean. Va fi folosit de laboratorul Spitalului Județean pentru că aici avem permanență 24 din 24 de ore. Ne bucurăm că am reușit să-l achiziționăm pentru că în momentul de față cel mai important este să depistezi, să faci cât mai multe analize pentru a elibera pe cei care doar sunt suspecți, în felul ăsta se eliberează și spațiile de carantină și, bineînțeles, oamenii nu vor mai sta stresați. Într-adevăr, în afară de acest aparat, este nevoie să mai achiziționăm și sper eu că și universitatea, pe cel pe care o să ne-l dea, și ce o să mai achiziționăm, să reușim să facem față tuturor cerințelor și ceea ce indică medicii la ora actuală. Aveți și kituri de testare? Aparatul în momentul de față este unul complet, complex, adică este un aparat pe care îl folosește și Matei Balș, este un aparat automat, nu este nevoie să intervină personalul medical să lucreze cu probele pentru a fi protejați. În afară de aparat sunt și alte subansamble, hotă, centrifugă, pipete, vortex, adică aparatul în sine nu costă, el ca și aparat, nu costă mai mult de 100 și ceva de mii, aproape 200 de mii de lei, nici 50 de mii de euro, dar toate celelalte subansamble, de aceea s-a ajuns la 300 și ceva de mii de lei. Se poate folosi? Aveți acreditările necesare? Aveți personal? Astăzi când vorbim, de astăzi încep să facă primele analize, primele probe. De fapt, probele au fost făcute de ieri, iar de astăzi încep să lucreze primele analize. Este cineva din partea firmei care l-a adus, un biolog, care va sta împreună cu personalul Spitalului Județean, îi vor instrui și, bineînțeles, vor lucra vreo câteva zile împreună. Mai greu la început, este mai greu la început, dar după ce se vor obișnui și se va obișnui și personalul, va ajunge la un randament mai mare de analize. Aveți kituri de testare? Aparatul a venit cu 200 de teste. Și Spitalul Județean săptămâna trecută a făcut comandă de peste încă 1000 de teste. Ce ne puteți spune de echipamentele de protecție la spital? Pot să vă spun că săptămâna trecută în ședința de Consiliu Județean am alocat 2 milioane de lei pentru spitalele din subordinea Consiliului Județean pentru a achiziționa dezinfectanți și echipamente pentru medici, echipamente de protecție. Astăzi, cel târziu, mâine, voi mai face o ședință de Consiliul Județean de urgență prin care voi aloca din nou sume pentru echipamente de protecție, dar și pentru aparatură medicală, dar asta după vă povestesc mai multe sau vă voi spune mai multe după ce va fi aprobată în ședința de Consiliul Județean, pe care probabil o să o facem astăzi după amiază, după ora 17 și vă voi spune, vă voi da toate detaliile, pentru că suma pe care o vom aloca
este de cel puțin 12 sau 14 milioane de lei, adică 140 de miliarde vechi. Dar acum efectiv există în spitalele CJ Galați aceste echipamente? Pe care le aveți? Din dialogul și din discuțiile cu manageri, în momentul de față stocurile sunt pentru cel puțin 30 de zile. Marea problemă pe care o avem în momentul de față că sunt anumite produse, sunt anumite materiale sanitare pe care, din păcate, nu avem de unde să le achiziționăm. Nu problema în momentul de față sunt bani, nu problema banilor. Problema pe care o avem este lipsa de pe piață a unor echipamente, pentru că toată lumea a început să facă achiziții și aprovizionări odată și pe piață nu sunt atâtea echipamente de protecție, mă refer, pentru cadrele medicale. Prioritatea zero pentru noi în momentul de față sunt medicii și cadrele medicale, pentru că sunt oamenii din linia întâi pe care trebuie să îi protejăm. Nu s-a pus niciodată problema sumelor. Important este să reușim să avem de unde să le achiziționăm. Astăzi, când vorbim, avem cu ce să facem față. Sperăm ca și pe viitor să reușim să găsim aceste echipamente pentru a proteja acești oameni. Încă se fac verificări la aparat, se instruiește personalul, iar de mâine așteptăm primele teste, dar în primul rând așteptăm colectarea primelor teste, că noi nu facem colectarea, face Spitalul de Infecțioase și Direcția de Sănătate Publică. Unde îl veți monta? În laborator. Este montat în laborator, într-o zonă protejată, vor fi protejat, bineînțeles, și personalul medical cu echipamente de protecție speciale. Cam câte teste pot fi lucrate la acest aparat? Așteptăm să vedem ce ne spun și cei de la firmă, dacă mai poate fi upgradat sau nu. Încă suntem în perioada de testare acum. Câți laboranți vor lucra acolo și care e programul laboratorului Spitalului Județean? Se va lucra non-stop. Vor lucra și medici și asistente de laborator. Se va lucra zi și noapte. Legat de reorganizarea, de externările care ar trebui să fie făcute începând de astăzi, cazuri da. Non-urgente, ce ne putem spune în momentul de față? În momentul de față avem 415 pacienți internați, fiecare chiar acum am terminat o ședință cu șefii de secție și vor evolua fiecare pacient care va urma să fie externat, care va rămâne. Bineînțeles, vom interna urgențele, nu se pune în discuție. De asemenea, ambulatorul va fi închis. Urmând să vedem ce facem cu partea de ambulator, după cum știți, Direcția de Sănătate a precizat că Spitalul Județean va primi urgențele suspecte de COVID. Intenția noastră a conducerii e de a separa spitalul de ambulator și a pregăti ambulatorul de specialitate pentru aceste cazuri. Pentru urgențele de COVID în ambulatoriu? Nu. Urgențe pur și simplu. Urgențe, da. Urgențe, suspecții. Uh-huh. Suspecții, urmând să amenajăm ambulatorul de specialitate, aducând paturi, aparatură, dar astăzi, în cursul zilei de astăzi, vom primi precizări exacte din partea Ministerului Sănătății, urmând să avem o videoconferință care să fie și cu folos. Cam câte locuri ar putea fi amenajate în ambulatoriu? Acum verificăm pe fiecare cabinet câte paturi putem instala, pe holuri, să vedem. Deci va fi o unitate de primire urgentă, practic, ambulatoriu? Așa, pentru după cei ultimile... Pentru COVID? Pentru suspecții de COVID, pentru că COVID-ul pleacă până una alta, pleacă la București acum. Dar suspecții, conform ultimilor hotărâri ale Direcției de Sănătate, Spitalul Județean va primi suspecții de COVID. Chiar dacă noi nu suntem de acord, noi ca și unitate de spitalizare am crezut că vom fi ultima redută, că rămânem să tratăm pacienții cât de cât ne... infectați. Medicii sunt îngrijorați? Da, toți medicii și personalul medical, bineînțeles.